invitați speciali, expoziții, prezentări de carte și concerte. La Cetate, un regal de muzică și poezie, o seară de neuitat, duminică 24 iulie de la ora 19 în parcul de la Poalele Cetății Deva. Vor urca pe scenă artiști de renume ai muzicii folk, Ducu Berții, Cătălin Stepa, Dinu Olărașu, Vali Ștefan și trupa Ziua de Mâine, trupa Ocru. Prima ediție a festivalului folk La Cetate este organizată de Primăria Deva și Centrul Cultural Drăgan Munteanu. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. Supercom S.A., lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la ultima ediție din această săptămână a emisiunii Ora Exactă la Antena 3 Deva, o ediție care este premergătoare unui weekend foarte, foarte călduros, cu temperaturi estimate la ajunge la 40, chiar 41 de grade. Trăim niște vremuri complicate, inclusiv cu această căldură. Haideți să vedem cum se prezintă situația în viziunea unei tinere parlamentare. Este vorba de deputata independentă Ana Maria Gavrilă. Bine ați venit în studio. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Foarte cald, oamenii se gândesc la concedii, ce-i drept. Foarte mulți dintre ei încearcă să, chiar azi vă dau niște postări. Nu mă mai uit la știri, vreau să mă protejez, nu vreau să mă rup de realitate, dar îmi iau doze mai mici, să spunem. Cum se vede lumea, județul România și județul Hunedoara din perspectiva dumneavoastră? Well, e clar că ne confruntăm cu mai multe crize din aproape toate domeniile. Am văzut de la educație până la energie, până la alimente. Avem și așa o percepție a primejdiei unui război. Și vedem că toate aceste probleme se reflectă cumva în modul în care noi acționăm. Faptul că este cald afară, da, este cald afară, este o vară frumoasă, zic eu,
temperaturile nu sunt cu mult, mult mai înalte decât au fost în alți ani, dacă se iau prin comparație. Unii dintre noi au făcut acest exercițiu și am văzut că da, este cald, însă nu este cu mult mai cald decât am experimentat în trecut. Este secetă în anumite părți ale României. Am văzut și la noi în județ, am avut cazuri de oameni care au semnalat asta în zona Bradului, de exemplu. Încet, încet s-au rezolvat. Se rezumă la două lucruri. Trebuie să ne uităm unii în alții, să ne ajutăm dacă putem. Pe de altă parte, este clar că nu va fi o perioadă ușoară. Această secetă se va reflecta în prețurile alimentelor. Însă, mai mult decât oricând, este starea generală pe care ne-o dă o anumită siguranță că țara este sau nu este condusă ferm și într-o direcție care să ne servească și care să fie benefică pentru România. Am văzut recent, ne spunea domnul Nicolae Ciucă, că sunt probleme cu recensământul. În opinia mea, nu este o problemă a recensământului în sine, este o problemă a politicienilor, pentru că felul în care românii s-au recenzat reflectă felul cum s-a comunicat de politicieni către cetățeni în ultimele luni, cel puțin în ultimii 2 ani. Și cum ar spune bunica mea, cum îți așterni, așa dormi. Nu s-a comunicat foarte bine, nu s-a ținut cont de părerea cetățenilor și, în schimb, acum vedem că cetățenii reacționează la fel. Da, cu recensământul, mă rog, am avut-o pe secretara primăriei Deva, doamna Doris Visirin, care a făcut un apel la recenzare, spunea că, mă rog, nu se stă nici foarte bine, nici foarte rău, ar fi trebuit să se termine recensământul, ar fi foarte util să știm cam cât suntem, pentru că foarte multe lucruri depinde numărul populației. Acum pot fi de acord că poate nu s-a comunicat, poate nu au fost niște exemple personale, poate nu s-a subliniat importanța acestui recensământ pentru România. În legătură cu Încălzirea Globală, o emisiune care va fi difuzată zilele următoare la Antena 3, am înregistrat-o în dimineața asta cu domnul Claudiu Grama, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură, inginer agronom. Mi s-a părut foarte competent și mi-a spus că încălzirea globală există, trendul este clar unul prin care temperatura, au mai fost temperaturi, dar pe ansamblu temperatura medie este una în creștere și că județul va trebui și agricultura românească să regândească puțin specificul, poate cu soiuri modificate, poate cu soiuri care să reziste mai bine la umiditate, pentru că nu numai că este secetă, dar este chiar și arșiță în zone diferite. Pe de altă parte, da, nici eu nu sunt adeptul știrilor panicarde, dar nici să ne culcăm pe ureche că a mai fost, pentru că... Încă o dată, dumneavoastră știți, eu spun... Concentrează-te pe ce este în controlul tău. Dacă este în controlul tău să-ți faci o grădinuță și să-ți crești legumele tale și să-ți asiguri un minim necesar, poate și pentru iarnă, da, fă aia. Îți va reduce poate și din stresul acela că ce se va întâmpla. Măcar vezi în fața ta că se întâmplă ceva. Așa că să ne concentrăm pe ce putem controla și, da, sunt de acord, însă creșterea aceasta în temperatură, cred că s-a demonstrat, nu este de 2-3 grade, așa cum se spunea acum 10-20 de ani. Este de 0,6 grade, am înțeles. Deci este o creștere, dar nu este ceva în care să ne panicăm și să dispărăm de pe fața Pământului încă. Păi, de dispărut nu vom dispărea. Cine știe ce platoșe ne cresc ca să ne adaptăm, nu știu ce, să vor vedea generațiile viitoare. Omul nu știu. Este cel mai adaptabil, nu? Rezistăm la minus 30 de grade, rezistăm la plus 30 de grade. O să vedem, până una alta sunt bacterii care rezistă la minus 1000 de grade și la plus 1000, mă rog. O să vadă generațiile următoare. Haideți să vedem ce putem face exact, că o să preiau, ca să nu discutăm generalități. Trebuie să aveți niște antene întinse spre societatea, nu-i așa, dumneavoastră ați ajuns în Parlament, câștigă niște voturi.
Prin urmare, trebuie să fiți în contact, cel puțin cu o parte dintre cei care au votat, să le știți problemele. Că dacă întreb ce se votează în Parlament, facem sau nu facem audiență. Dacă discutăm despre problemele oamenilor, cele pe care dumneavoastră le puteți controla și gestiona. Da. Sau cel puțin să le cunoașteți. Care sunt problemele oamenilor? Da, dacă vorbim despre ce face un parlamentar, pentru că de multe ori se face o confuzie, da? Un parlamentar aduce înspre Parlament legi. Aceste legi, în mod normal, ar trebui să vină din felul în care trăiesc oamenii pentru a le face viața mai funcțională, mai bună, da? Pentru ca să nu existe conflicte, pentru ca să nu existe, să existe un echilibru în ce se întâmplă. Și toată lumea ar trebui să se alinieze la aceste legi. De un exemplu este în perioada medievală, nu? Când aveam, știu eu, regi, da? Și inclusiv regii trebuiau să se supună legilor comunității. Și ei mergeau în față, erau lideri la o luptă, mergeau în față. Din păcate, la noi nu mai este acea... Și noi avem comandant de oști în fruntea guvernului, așa că sunt de o mână fermă, spuneați că contrapupă de mână da, fermă. Da, dar... Nu cred că, ceva amuzant. Da, nu cred că o să-i vedeți în față. Vorbim de răspundere. Vorbim de răspundere, de faptul că oamenii așteaptă de la noi o anumită răspundere. Da? Deci așteaptă să ducem în Parlament anumite legi. Ce mai așteaptă este să fim vocea lor, pentru că îi reprezentăm. Da? Vin, își dau votul și se așteaptă ca noi să le reprezentăm nevoile și interesele acolo în Parlament. Cred că aici este problema. Încă o dată, oamenii nu ar fi stresați dacă s-ar ști că este un plan. Oamenii nu ar fi stresați dacă 60% dintre lucruri nu ar fi încă rezolvate, dar s-au rezolvat cele 40%. Oamenii nu ar fi stresați dacă noi am avea o comunicare și guvernanții ar avea o comunicare permanentă de ce se întâmplă. Am văzut acum inclusiv Mintia, care se aștepta să fie vândută pe 15 iulie, nici măcar un comunicat, nici din partea administratorului judiciar, nici măcar din partea Ministerului Energiei. Nu s-au prezentat licitații, au spus. Da, dar nimeni. Da, dar nu se spune ce se va întâmpla, care sunt următoarele proceduri. De obicei scade prețul, nu? De obicei scade prețul, surprinzător. Nu v-a surprins? Nu mai scade prețul. Dumneavoastră a spus foarte înainte interesant. Să veniți parlamentar, a spus într-o economie capitalistă, nu stratageme general utilizate pentru scăderea prețului. Dumnezeu, nu ne prezentăm că doar nu suntem fraieri să cumpărăm scump. Mai bine mai așteptăm și cumpărăm ieftin. Depinde. Noi nu gândeam așa. Este și un cost de oportunitate, adică s-ar putea ca cineva să vină la ultima licitație, dar să pună un preț mult mai mare decât îl pui tu și să ți-o ia din față. Și gata, salutare. Da, deci sunt... Din punct de vedere al unei investiții, cred că este o altă discuție de cum ne putem uita la asta, da. Ce viitor prevedeți pentru, să spunem, termocentrala Mintia? Deci eu nu cred că va mai fi termocentrala în accepțiunea pe care o are acest cuvânt. Eu, încă o dată, eu am militat pentru Mintia și am vorbit despre acest subiect, nu neapărat pentru Mintia în sine. Mintia este un simbol foarte, foarte puternic pentru zona de vest a țării, pentru sistemul energetic național, pentru județul Hunedoara, da? Este un simbol de cum tratăm noi o muncă a bunicilor, a părinților noștri, de cum păstrăm, de cum liderii care noi am ales manageriesc sau coordonează aceste bunuri ale patrimoniului național, de cum se comportă cu angajații de acolo, de cum se uită la viitorul țării. Da? Deci este vorba și de Mintia în sine, dar este vorba de un simbol național și de cum facem o transparență maximă în acest proces de, ok, este o tranziție, trebuie să trecem de la cărbune la mai știu eu ce, hidrogen verde sau mai știu eu ce se vehiculează. Ok, o facem, dar hai să vedem cum. Cum? Ca toată lumea să fie bine informată, să fie un echilibru, ca lumea să nu sufere. Adică cine decide cine trebuie să sufere și cine trebuie să câștige?
Da? Iar mintia pentru mine asta a fost. A fost a transparentiza un proces, a pune lumina pe ce se întâmplă și atunci să dăm la o parte un val de necunoaștere. Mintia și am reușit. Am reușit împreună cu dumneavoastră, o voce în Parlament și oamenii care au distribuit pe Facebook, pe social media, am reușit. De ce? Pentru că mintia nu mai este un morman de fier vechi, așa cum ni se spunea acum 2 ani. Nu. Mintia este un punct strategic național, este cea mai mare capacitate de producere a energiei electrice din vest. Dar deci nu mai are cărbune. Dar nu mai are cărbune. Cu toate că, și în acest sens, am reușit să creăm un contrast. Adică noi închidem mintia și o vindem și nemții scot din conservare termocentrale pe cărbune. Colegul dumneavoastră... care le pot porni în câteva săptămâni. De ce? Pentru că programul lor de conservare a fost ce trebuie. Aici a părea dumneavoastră, coincide asta, vreau să punctez, domnul Iuliu Vincler, europarlamentar, spunând de ce pot să o facă nemții, pentru că alea sunt conservate. Nu le-au închis și au luat fierul vechi din ele, da? Dar noi nu trebuie să ne resemnăm. Poate că mintia, nu am datele să spun că s-a furat de la mintia. Sunt fel de fel de zvonuri, nu știu ce, n-am auzit. Da, am văzut și eu pe canalele de socializare, dar tot felul de poze. Nu am înțeles că ar fi vandalizată, practic, termocentrala mintia. Încă, da. Încă. Deci, încă o dată, eu voi ține focusul pe mintia, pentru că nu vrem să ajungă, de exemplu, ca și Doiceștiu. Doicești este termocentrala de la Doicești, unde se vehiculează acum că vor pune mini-reactoarele. Nici nu știam, mulți dintre noi n-am știut că a existat o termocentrală la Doicești sau ce s-a întâmplat cu ea. Păi, vă spun eu, a fost vândută inițial la o firmă care era înregistrată în Cehia, cu ciudatul un administrator, o persoană de cetățenie ucrainiană. Apoi, în 2019, când NuScale, compania din Statele Unite care face aceste, sau care încearcă să facă aceste mini-reactoare, a semnat primul memorandum de înțelegere cu Nuclear Electrica, această termocentrală a fost vândută la o companie care aparținea ex-partenerului de afacere a lui Adrian Videanu, din PNL, partea PNL-PDL. Apoi, în 2021, s-a transferat la o altă firmă tot apropiată de PNL, a fraților Mureșan de la Cluj. Deci, noi cumpărăm niște mini-reactoare, investim 6 miliarde de dolari în ele ca să le instalăm într-o termocentrală care nici măcar nu aparține statului român. Deci, aceste informații trebuie date societății pentru că arată comportamentul liderilor și guvernanților noștri. Da, aici apare genul ăla de acțiune în care nu prea ai ce face, că este vorba de, când auzi, de 6 miliarde de dolari, a spus, da, este o sumă enormă. În schimb, auzeam o știre interesantă ieri la Radio România Actualități, în mașină, că ar fi niște măsuri, și m-ar interesa asta, chiar îmi puneam problema, ar fi niște măsuri pentru, în sprijinul populației, pentru montarea de panouri cu celule fotovoltaice pe acoperiș. Și mă gândeam că eu stau la etajul 3 într-un bloc, da, e foarte cald, și mă gândeam dacă aș vorbi cu vecinii, să punem niște panouri din alea prin care să încălzim apa, pentru că fiind aproape 40 de grade afară, eu cred că dacă vorbim, am putea avea, nu foarte greu, cel puțin apă caldă o perioadă a verii, fără să mai consumăm gaz, că acum am centrale pe gaz. Nu ar putea fi lansat un program de încurajare, într-adevăr, să aibă tot omul beculețul lui din celula fotovoltaică proprie? Vedeți, revenim exact la elementul cheie, la comunicare, la transparență. Resurse sunt, bani sunt, vă spun, în PNRR sunt 1,62 de miliarde de euro pentru retehnologizare, pentru energie, pentru producere de energie în cogenerare, adică noi am putea folosi sistemul acesta de încălzire centralizată care îl avem undeva și să furnizăm oamenilor și devenilor căldură la un preț mult, mult mai mic. Iarna. Se face, nu se face. Deci sunt niște oameni care trebuie înlocuiți. Nu este ce trebuie în conducerea și a administrației și a guvernanților de la București. Da,
nu există comunicare. Adică vezi, ai auzit ceva, dar nu știi și oamenii nu fac pentru că nu știu, nu neapărat pentru că da, românii sunt incapabili sau nu știu sau nu sunt mă feresc de acest cuvânt, dar sunt proști. Nu. O, nu nici sunt, pe departe aici. Nici pe departe. Da, categoric nu sunt proști. Da? Și atunci este bunul simț dus la maxim, în așa fel încât rămâi să nu faci pentru că nu vrei să fii deranjat pe cineva. Ce vi se pare totuși că merge bine? Asta nu vreau să vă invit să ridicați mici la fileu cuiva. Ce vi se pare că merge bine? Dacă ați constatat că, uite, în țara asta, totuși în condițiile astea de restriște, război, caniculă, secetă, este ceva ce merge bine totuși. Pe mine mă bucură să văd în România o anumită trecere, o tranziție de la generația mai, știu eu, a părinților mei, a bunicilor mei, către generația tânără. Iar generația tânără este din ce în ce mai interesată. Am vorbit chiar ieri cu niște tineri, ei fac dezbateri la școală despre dezbateri pe care ei le propun, dezbateri despre politică, despre ceea ce se întâmplă, despre mediul înconjurător și așa mai departe. Ei deja fac niște lucruri pe care noi nu le făceam. Eu spun sincer, noi nu le făceam la vârsta noastră și asta arată că viteza cu care ei vor intra în acest spectrum de a te implica în comunitate, îți dai seama că trebuie să ai un impact, să contribui și poți schimba, este ceva ce vine din spate și nimeni nu se așteaptă. Și eu văd asta în România, văd tot mai mulți oameni care văd ce se întâmplă. Încă nu este foarte bine organizat, asta lipsește. Însă mă bucură foarte mult și cred că asta ne va da, eu văd ceva foarte pozitiv întâmplându-se pentru România în viitor. Cum facem să reținem acești tineri într-un județ ca Hunedoara cu orașe mici? Este o problemă, nu este o critică, nimeni nu a dorit ca Hunedoara ca județul să aibă orașe mici, dar este o realitate pe care trebuie să o gestionăm cu inteligență, nu știu dacă nu e prea târziu, pentru că orașele mari ne absorb pur și simplu tinerii, acolo sunt joburi mult mai bine plătite, sunt oportunități de distracție, de petrecem timpul liber altfel decât aici și încet, încet ajungem o populație îmbătrânită, mult mai lentă, mult mai puțin dispusă să facă schimbări, pentru că toți tinerii ne sunt plecați în orașe mari. În primul și în primul rând ține de viziunea unui primar. Dacă ai viziunea, se pot face. Așa cum primarul de lângă Alba îmi lipsește. Ciugud. Așa. Da? A făcut dintr-un sat unde aveam vaci la pe pășune, a făcut hale logistice, da? Deci se poate, dacă vrei, se poate, dacă tu ai o viziune, dacă vezi o posibilitate din, ok, ce avem, care sunt ingredientele care le avem, astea nu le avem, ok, dar din ce avem, ce putem face? Și atunci, eu am mai spus de multe ori, un oraș cum ar fi Deva, pentru mine este extraordinar și este și motivul pentru care eu am candidat la primăria Devei. Deva are foarte, foarte mult potențial. Dacă ești un om care să vezi asta, eu lucrând în imobiliare, lucrând în mediul acesta de planning, de urbanistică, poți să vezi de la o poziție geografică a Devei care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, ce îți lipsește și cu ce poți lucra. Noi știm că Deva are destul de mulți bani în comparație cu alte orașe în ceea ce privește bugetul administrației și bugetul primăriei. Da? Deci asta este un avantaj, poți să lucrezi cu ceva. Un dezavantaj major și pe care l-am văzut an după an după an și sunt foarte curioasă câți deveni se uită la noi și vă pun o întrebare. Câte familii știți dumneavoastră care au plecat din Deva? Eu știu foarte multe. Foarte multe, nu? Da, foarte multe. Pe scară unde stau eu și am locuit, sunt cel puțin 4 apartamente goale. Pe o scară de bloc. Da? Deci este... Lumea a plecat din Deva. Sunt oameni care, mi-amintesc, făceam campanie
în 2020 îi întâlneam pe stradă și îmi spuneau plecăm la Sibiu, plecăm la Timișoara, ne mutăm, aici nu sunt creșe, aici este poluare, nu sunt parcuri, adică noi ce parc avem? Avem unul la Bejan și avem unul la cetate care este destul de mic. Unde sunt zonele verzi? Am betonat centrul acum și am lăsat o mână de copaci acolo. Am mai avut și acolo un părculeț mic în care am văzut mai mergeau oamenii, mai se odihneau în timp ce își făceau și aranjau lucrurile pe acolo, pe la primărie. L-am betonat și pe acela. Dacă nu ai viziune, dacă faci numai lucruri ca să îți asigure cât de cât o nouă candidatură la primărie, oamenii suferă, însă oamenii trebuie să zică ok, trebuie să merg la vot și ok, trebuie să ne adunăm și să spunem ce ar trebui să funcționeze pentru Deva, ce am vrea noi, cum ar trebui să arate Deva. Da, de plâns ne-am plâns toți, de la gunoi până la trotinete, până la stadion. Nu există domeniu în Deva în care să nu te poți plânge. Da? Chiar unde stau eu aici, în apropiere, a făcut domnul Oancea un teren nou de... Nu el personal. Da, primăria. Spunem așa. Și inelele de basket sunt deja îndoite pentru că au pus acolo niște lucruri care nu erau de calitate. Și atunci, de ce facem lucruri numai ca să ne facem o poză și promitem la oameni și... În final și la urma urmei, trebuie să înțelegem un lucru. Acești oameni sunt acolo pentru că noi am fost pasivi, am fost ocupați cu alte lucruri, am avut încredere că altcineva are grijă și de orașul acesta. Nu a avut, se fac lucruri așa întâmplătoare, random, sporadic, pe aici, pe acolo, ca să fie ceva făcut și... Dar cine le mai dă înapoi copiilor 10 ani că nu au putut să folosească, nu știu, un stadion sau niște facilități sportive? Sau cine mai dezvoltă copiii care au plecat deja din Deva, care nu mai pot concura cu alți copii din Timișoara, care au avut un bazin de înot, au învățat să înoate, s-au dezvoltat altfel. Noi trebuie să ne uităm la lucruri altfel. Deci un stadion nu este un moft. Este baza societății noastre. Acolo se dezvoltă copiii, socializează, ne adunăm și noi, tinereștea mai... mai târziu un pic așa, cum mai să copți. Spunem, da, mai copți. Deci sunteți foarte nemulțumită la adresa Devei. Am sesizat, bate și spre stadion, spre faptul că nu știu situația, e adevărat că merg cu bicicleta, nu pe la stadion. Ce drept copiii ăștia puștache care aleargă cu trotinetele prin... Și eu merg cu bicicleta. Prin... Felicitări. Care gonesc cu trotinetele pe niște piste inexistente, atunci o fac pe trotuar, că așa, a trecut unul pe lângă mine, că cu vreo 50 de km pe oră cu trotineta. Vreo 2-3 au sărit într-o parte. Exagerați, eu cred că merg până la 20 ceva. Nu, merg mai repede. Merg mult mai repede. Nu știu, eu știu că le foloseam în Germania și acolo nu mergeau mai repede de 20. Poate am înșelat eu, în orice caz. 25 de kilometri. Să zicem 25 de kilometri. Dacă intră cu 25 de kilometri la oră în tine, da. Nu ne mai pasă de stadioane și încălziri globale. Uite, avem și exemple pe care mi-asum... riscul de a fi criticat, da, uite, Hunedoara este un oraș care are o viziune, adică totul se leagă acolo, nu este numai, apropo de un cuvânt folosit, nu sporadic, random, da, se leagă niște trasee. Chiar în județul Hunedoara au apărut foarte multe investiții turistice de mari dimensiuni. În zona Ațegului, în țara Ațegului, dar și spre Bran, niște investiții considerabile, adică nu știu eu o chestie, un teren, ceva, niște parcuri tematice care încep să atragă mii de oameni pe weekend. Da, atunci, deci când te uiți la un oraș, trebuie să vezi, sunt două componente foarte, foarte importante. Este funcționarea unui oraș și dezvoltarea, adică este funcțional Deva. Da, dacă ne uităm la numărul de copii, avem destule creșe, dacă ne uităm la numărul de tineri, avem destule școli, să îi perfecționăm. Avem un exces spații, cred că. Cumulat cu asta, avem locuri de muncă unde se pot angaja și rămâne în oraș. Da, deci
este vorba de a fi funcțional în primul rând, da? Avem străzi în valuri, ești ca la mare în Deva, când mergi la plimbare. Orică mergi cu mașina, orică mergi... Aș vrea să o pot contrazice, sincer, dar nu pot să o fac, pentru că așa, cu vreo două seri, am avut o discuție aprinsă legat de asta, da? Da, orică mergi cu mașina, orică mergi cu barca, cam tot așa este prin Deva. Și așa că nu funcționează. Nu funcționează. Am văzut că avem, când copiii trebuie să meargă la școală dimineața, avem deja trafic în Deva, ceea ce era de neauzit acum câțiva ani. Deci, pe lângă faptul că ne-au plecat oamenii, mai avem și trafic în Deva, ceea ce este... Sună că ne-au plecat toți, să vedem, da, partea bună. Ceva, da, ori avem prea multe mașini, da? Și nu mai avem oriunde să le parcăm, ori n-au fost distribuite locurile de parcare și cineva nu a avut misiune. Da. Deci este vorba de a funcționa și vorba de a avea o viziune, a transforma orașul tău în ceva ce vrei să fie. Da? Pentru ce vreau eu să fie cunoscută Deva în România sau chiar dincolo, da? Pot să atrag oameni care să știe, hei, da, să mă duc, știu eu, în Germania sau asta, și să știe de Deva. Are o însemnătate. Pentru ce? Pentru gimnastele noastre, pentru sport, poate, nu mai pentru cu cetate. Gimnastele e cam nu mai prea... O glorie trecută, e adevărat, glorii dar... Glorie trecută, da. Dar un primar cu viziune ar putea să readucă Deva locul național. Deva cu această cetate. Toată lumea care știe ceva despre Deva și nu știe nimic altceva, știe că are o cetate. Deci aici, așa cum la Unedoara, era combinatul siderurgic, iată, apropo de brandul Gen Termocentrală, nu mai este combinatul, dar toată lumea știe, a, castelul. Brandul municipiului este castelul. Brandul Deva trebuie să fie cetate, așa s-a trebuit să arate impecabil. Asta este una, da, ca și obiectiv turistic. Mai departe, noi trebuie să înțelegem că noi trecem prin diferite faze. Da, ești copil, apoi mergi la școală, student, știu eu, sau o calificare, înveți, explorezi, mergi în alte locuri. Dar apoi vine, cum a venit la mine și cum vă spun, că dacă v-ați uitat la statisticile, știu eu, celor mai mari companii, pentru că îi întreabă pe angajații lor în Londra sau în marile metropole și întreabă, te vezi locuind în Londra în următorii 3-5 ani? Da. 70% din ei spun că vor să plece, da? Deci este, vine nu o din fază... Londra. Nu din Londra. Nu, nu din Londra. Londra vor să plece. Din Londra, pentru că este un anumit stres de a trăi într-o metropolă, da? Și un anumit stil de viață care trebuie să este foarte greu de adaptat atunci când vrei să ai o familie sau vrei să ai un partener sau vrei o viață mai liniștită pentru că ți-ai făcut niște economii și vrei să te retragi. Și astea sunt de obicei fazele prin care oamenii trec. Deva ar trebui să fie acel punct de atracție pentru acești oameni... Care pleacă din Londra. Care pleacă din Londra, da? Dar să aibă unde să vină. Să știe, ok, Deva este un centru pentru ceva, da? Cunoscut pentru ceva, nu știu. Avem ceva pe medical, avem ceva pe robotică, avem ceva pe... nu știu, pe tehnologie, pe ceva... Pentru drone, pentru supravegherea, da, meteo, ca să și nu zic... Și atunci, asta este diferența între... Între a dezvolta un oraș, ceea ce este foarte bine, faci drumuri, infrastructură, ceea ce trebuie, și avea o viziune pentru un oraș, cum văd eu Deva în 4-8 ani. Da, e interesant asta, deci ar veni într-adevăr. Întâmplarea face să fiu documentat aici, fiica mea a stat câțiva ani la Londra, a plecat din Londra, exact pe criteriul ăsta, e foarte atrăgătoare, frumoasă, utilă, obositoare. E foarte bună perioada pe care am petrecut-o acolo, dar e suficient, acum mă duc în altă parte, exact așa. Și într-adevăr, aici, asta ar putea sta la baza unei gândiri strategice, da. Cum aș putea atrage, de ce ar veni oamenii și nu undeva. Să nu uităm, da, că noi avem Timișoara, avem Sibiu, avem acolo Cluj, e plin de tineri. Și care se aglomerează foarte, foarte tare. Și ajunge costul, pentru că costul nu este numai ban, este și costul de oportunitate. Cât timp pierd eu până să ajung la lucru? Și dacă ajung la lucru până ajung, câți nervi îmi fac? Dacă ies afară, pot să mă duc pe jos dacă la lucru? Dacă să merg din Florești, în Cluj, îmi trebuie toate două ore. Acum aș fac metrou. Exact, da. Sau pot să-mi iau, trebuie să-mi iau mașina și așa mai departe. Da. Bun, mai avem câteva minute din emisiune. Care vor fi preocupările dumneavoastră pentru următoarea perioadă? E o vară, liniște acum și vine toamna. Acum ne este greu să ne gândim că vor fi, știu eu, 15 grade, 10 grade, 5 grade, când afară sunt 40.
cu ce vă, la ce vă gândiți? Pe mine mă interesează foarte mult sistemul energetic național, pentru că dacă nu ai energie, ești zero. Te poate ataca oricine, te poate prelua oricine, ești vulnerabil și pur și simplu nu ai nici economie și nici funcționalitate, da? Și atunci noi trebuie să stăm pe asta. Sistemul energetic național nu este doar o oportunitate de făcut bani pentru băieții deștepți. Este ceva foarte serios și noi trebuie să stăm, să stăm pe acest subiect. Vom face cât de multă lumină la Mintia, ce a fost Mintia, ce a ajuns, condițiile și ce se va întâmpla cu Mintia. Mai departe vom fi cu ochii pe ce se întâmplă în, în problema și în, să spunem, o problemă, să spunem, experimentul mini-reactoarelor în România. Un alt subiect va fi natalitatea. După cum știți, eu am depus un, un proiect de lege care spune că părinții care au un al treilea copil sunt, sunt exceptați de la plata impozitului pe venit. Două lucruri spune acest, această lege. Unu, că trebuie să promovăm oamenii care au copii, care sunt deja în, în acest spațiu, au deja, să-i spunem, o mini-infrastructură și ei pot să aibă un al treilea copil, trebuie susținuți. Al doilea lucru care spune este că acești părinți lucrează, altfel nu pot, nu pot fi exceptați de la impozitul pe venit. Această pătură a societății trebuie ajutată. S-a ridicat problema acestor mini-reactoare și inclusiv a faptului că Mintia ar putea deveni gazda unui asemenea mini-reactor. Uh-huh. Primul se pare că va fi gata prin 2026, am înțeles, că nu știu exact. Asta nu este corect. Eu am studiat foarte bine subiectul. Am și un material care, care va ieși pe acest subiect, destul de, destul de complex. Compania cu care Nuclear Electrica a semnat este la un stadiu de dezvoltare destul de incipientă, aș spune. Ei au primit doar o autorizație pe prototip. Este o cursă aprigă în lume, pentru că în 2020 erau 70 de proiecte în stadiu de, în stadiu de prototip și doar două țări, Argentina și China, aveau proiecte în construcție. În ianuarie 2022, China a devenit prima țară care să pună un mini-reactor efectiv în funcțiune și legat la rețeaua electrică să, să producă energie. Așa că este, pentru mine, eu sunt foarte suspicioasă în ceea ce privește acest memorandum de înțelegere cu această companie. Este foarte suspicios cum noi, o țară, semnăm cu o companie fără să facem licitație, fără să fie un studiu de fezabilitate, cu o companie care are un proiect în stadiu de desen pe calculator. Ăsta este adevărul. Nu știu, poate că nu e așa, nu pot. Poate că aveți dreptate, trebuie să recunosc că nu știu dacă este doar în stadiu dreptate, de desen. Am dreptate pentru că m-am informat. Este un proiect pilot, e adevărat. Nu, este în stadiu de desen pe calculator, ăsta este stadiul în care sunt. Ei trebuie să treacă acum în construcția unui prototip și au nevoie de foarte mulți bani pe care se pare că i-au găsit în România. Da, cine știe, vom vedea. În orice caz, noi încheiem aici emisiunea. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Am avut o discuție, mai am pus la cale economia globală, cumva, cu trimitere spre termocentrala Mintia. Da, mă rog, nu e chiar campanie electorală ca să atacăm la baionetă. Cazul dumneavoastră mai este să nu uităm că e vară, cald, oamenii se mai gândesc la concedii. S-au mai obișnuit cu războiul. Da, n-a venit încă frigul. N-a venit încă frigul. Eu vă doresc să aveți, nu știu, poate ne vom revedea peste o lună, nu știu când, să aveți o vară frumoasă, cu proiecte inspirate, să ajungeți să argumentați o parte dintre idei mi-au plăcut, ar trebui reținute de cei care s-au uitat. Le spun telespectatorilor că am avut-o ca invitată în această după-amiază pe deputata independentă Ana Maria Gavrilă. Le mulțumesc colegilor din Regia Tehnică, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc un weekend, dacă spun răcoros, exagerez puțin, cât mai plăcut posibil. La revedere, toate cele bune tuturor!